Vacanța de Paște este pe ultima sută de metri, iar elevii se pregătesc să se întoarcă la școală. Al doilea semestru al anului școlar se va încheia în 24 iunie. În săptămâna de dinaintea vacanței, elevii au avut parte de activitățile extracurriculare și extrașcolare din cadrul programului Școala Altfel. Cursurile care vor începe miercuri se vor încheia pe 24 iunie, când va începe vacanța de vară. Elevii claselor a 12-a vor încheia cursurile pe 3 iunie, iar cei ale ultimei clase de gimnaziu pe 17 iunie. Tezele din semestrul al doilea trebuie susținute până la data de 20 mai. Urmează o perioadă, spun eu, definitorie, în care se elaborează lucrările pentru obținerea competențelor profesionale, a examenului de competențe profesionale la școala profesională. Se urmărește, gândiți-vă că mai avem o lună până la încheierea cursurilor la clasele a 12-a și a 13-a, respectiv seralul, pregătirea examenelor naționale care urmează, bacalaureatul, spețe. Pentru elevii de clasa 8-a, în perioada 15-17 iunie, are loc înscrierea la evaluarea națională. Prima probă la limba și literatura română are loc pe 27 iunie, iar cea la matematică este pe 29 iunie. Pe 28 iunie va avea loc proba scrisă la limba și literatura maternă. Examenul național de bacalaureat din 2016 va fi susținut în perioada 13 iunie-8 iulie. Absolvenții de liceu vor avea până pe 1 iulie probele orale și de competențe digitale, iar din 4 iulie vor fi probele scrise, rezultatele finale urmând să fie afișate în 16 iulie.